Pentru a ne crea un viitor, trebuie să ne respectăm identitatea, valorile și trecutul. Părerea este susținută și de autoritățile publice din orașul Ocnița. Aceștia consideră că un muzeu este arsenalul cel mai puternic prin care locuitorii își vor apăra originea, identitatea și vor înveșnici tot ce au moștenit. În contextul dat, Biblioteca Publică Orășănească a fost gazda unei mese rotunde organizate de Primăria orașului Ocnița în parteneriat cu Asociația Obștească Paradis. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului Patrimoniu și Identitate Locală. La masa rotundă a participat și vicepreședintele raionului, domnul Andrei Țopa. Dumnealui se arată convins că implementarea proiectului vizat va contribui la promovarea potențialului turistic și cultural al orașului Ocnița, educând tânăra generație în spiritul dragostei față de ținutul local. Și bineînțeles că aș vrea să-i mulțumesc care este primarul local al orașului și echipii dumnealui, prințesc care l-au susținut de mine. Doamne Zălievscă, care a contribuit foarte mult anume la dezvoltarea a bibliotecii, acest muzeu, fost un promotor și bineînțeles că acelor care și-au dus aportul nu numai prin ideile sale, dar anume personal, care zi de zi aici au... Ideea înveșnicirii trecutului într-o asigurare a păstrării istoriei localității aparține Maiei Taraban, șefa bibliotecii Orășenești. Era de știu, noi, може быть, одна из первых библиотек, которые создали вот такой вот вначале небольшой уголок истории родного края, постепенно он как бы мы называем его музеем. Вот одна из первых библиотек, которая внедрила вот эту форму, вот совместила и библиотечные формы работы, и музейные. Potrivit autorilor inițiativei, muzeul va avea săli renovate și dotate cu echipament necesar pentru protejarea exponatelor. Sunt preconizați să avem 3 săli renovate care sunt acum în cadrul muzeului, să asigurăm vizibilitatea tuturor colecțiilor cu un potențial cultural mare care este în muzeu și care vor fi încadrate și cu succes în rețelele de turism cultural și rural mai departe. Se presupune că proiectul este unul deosebit, deoarece astfel de lucruri minunate se întâmplă datorită unor oameni talentați, inimoși, cu suflet mare. Faptul dat a fost menționat și de Thomas Horbovski, reprezentantul Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova. La fel pentru noi, acest proiect e foarte interesant și foarte important, pentru că noi credem în lucru care se numește dezvoltare locală. Și asta e scopul organizației noastre aici, că putem să sprijinem asta, acest lucru care numește dezvoltare locală. Pentru că noi știm din experiența noastră din Polonia că dezvoltare la nivelul local e mai important. Da? Și fără asta nu merge dezvoltare țării. După cum s-a vorbit în cadrul evenimentului, la realizarea acestui proiect și-a adus aportul și echipa de voluntari Implică-te și tu, consolidată de Asociația Obștească Paradis. Organizația Paradis este o organizație pentru dezvoltare și educare tinerilor, iar scopurile sunt cultivarea și educarea sentimentului recunoștinței față de strămoșii neamului. Prima este selectarea tinerilor interesați de istoria neamului, este scopul nostru, și instruirea tinerilor pentru dezvoltarea abilităților de ghidare în muzeu. Adică acestea sunt scopurile noastre spre care ne tindem. Festivitatea a fost moderată de către Lilia Hropotinski, reprezentanta Asociației Obștești Paradis, care a îndemnat nu numai generația în creștere, dar toți locuitorii orașului Ocnița să fie beneficiari ai acestui proiect. Mai departe, ca beneficiari a proiectului, o să avem locuitorii raionului Ocnița, toți care iubesc neamul, toți care iubesc cultura, opera de artă, toți care să găzduiască acest muzeu, turiștii care o să fie, tinerii care o să fie implicați.
Potrivit Liliei Hropotinski, proiectul Patrimoniu și Identitate Locală este cofinanțat de către Programul Polonez de Cooperare pentru Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului Fondul de Granturi Mici al Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova. Costul acestuia este de 230.000 de lei, din care 184.000 lei au fost alocate din fondul acestui centru. 39.750 de lei constituie contribuția primăriei orașului Ocnița și 5.000 de lei a acordat Asociația Obștească Paradis. Durata implementării proiectului Patrimoniu și Identitate Locală este de la 1 iunie 2016 până la 31 octombrie 2016.